mulți și bine ați revenit pe canalul meu. Este ora 8 seara. Tocmai ce m-am întors de la birou și deja am făcusem super multe planuri cum o să-mi întind eu părul și cum o să-mi refac tot machiajul și o să filmez 100.000 de videoclipuri și așa mai departe. Dar bineînțeles că asta nu s-a întâmplat și am ajuns destul de obosită, prin urmare am același machiaj pe care l-am purtat toată ziua și nu am apucat să-mi întind părul. Dar sper că stă cât de cât decent. Voiam neapărat să filmez un nou videoclip. Am rămas în pană de videoclipuri acum ceva timp, am filmat un număr mai mare de videoclipuri pe care le-am și editat, în așa fel încât să am să vă pun de două ori pe săptămână. Doar că am rămas fără, prin urmare trebuie să îmi refac stocul. Așa că astăzi plănuiesc să filmez două videoclipuri. Aș vrea să încep acest videoclip prin a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris, care m-au sunat, care au fost alături de mine de ziua mea. Și nu în ultimul rând, tuturor celor care mi-au cumpărat cadouri. Îmi plac foarte mult toate. Acesta este un an în care nu am primit nici un cadou nepotrivit. Toate cadourile au fost exact pe sufletul meu, toate cadourile mi s-au potrivit mănușă și vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor. Dar haideți să începem. Am mai multe categorii. Vreau să vă vorbesc întâi despre accesoriile pe care le-am primit. Primul accesoriu despre care aș vrea să vă vorbesc este acest clește de păr. Nu știu de ce am început cu un clește de păr, numai că asta mi-a venit la mână. Este un clește foarte mare, ceea ce îmi place pentru că poate să-mi prindă toată cleia de păr, fără să risc să se rupă, pentru că s-au rupt diversi cleștișori din aceștia în încercarea mea de a-mi prinde părul. Mai departe aș vrea să vă arăt aceste mănuși. Sunt niște mănuși simple, negre, după cum bine puteți vedea, dar care o să-mi fie foarte utile iarna aceasta. Mai departe avem acest șal. Este de fapt un fular, doar că nu este din lână. Este acest roz pal și este din H&M. Ultimele produse din această categorie sunt în această pungă drăguță de Pimki și am primit acești motocei. Nu știu exact cum se numesc, dar arată așa. Se prind la geantă și sunt foarte utili atunci când vreți să accesorizați geanta. Sunt pe mai multe culori. Am pe albastru, pe negru, pe alb și pe roșu. Și mi se par foarte util pentru că eu mă îmbrac în general în negru și atunci o pată de culoare este mereu binevenită. Arată super, super drăguț, nu-i așa? Următoarea categorie este cea a bijuteriilor. Am primit destul de multe bijuterii anul acesta. Îmi place că sunt stiluri diferite și le pot purta la diverse ocazii și la diverse ținute. Prima bijuterie despre care vreau să vă vorbesc este această brățară. Am purtat-o până acum la mână, dar zdrângânea foarte tare, așa că trebuie să o dau jos. Este această brățară din argint cu pietre semiprecioase. Mie nu-mi place verdele. Verdele sunt între puține culori care nu-mi plac. Numai că această brățară, după cum ați putut observa, are un verde smarald superb. Prin urmare, îmi place foarte tare, deci cu siguranță o voi purta. Apoi am primit și un colier. Este acesta. Nu știu exact din ce magazin este, cred că din Stradivarius. Este argintiu, se poartă la baza gâtului și îmi place că este foarte elegant. De la colegii de birou am primit, printre altele, o brățară foarte drăguță. Este aceasta cu fulg de neam. Și este o brățară argintie cu acest element mou aici. Este foarte delicată și foarte potrivită pentru sezonul rece. Următorul produs pe care aș vrea să vi-l arăt se găsește în această cutiuță drăguță. Am zis să vă arăt și cutiile pentru că sunt adorabile și știți că mie îmi plac foarte mult ambalajele. Înăuntru, în cutiuța aceasta de catifea, se găsește un set foarte drăguț și este vorba despre acest set cu fluturaj. Este un set din argint cu o pietricică albastră. Îmi place foarte tare, acesta este un fluturaj, după cum bine observați, și nu știu de ce, dar în ultima perioadă am făcut o obsesie pentru albastru. Chit că nu mă îmbrac propriu zis în albastru, dar îmi plac foarte mult bijuteriile și accesoriile albastre. Nu știu de ce, cred că sunt în perioada mea albastră. Albastru și verde, am observat că în ultima vreme chiar am purtat albastru și verde, nu știu ce se întâmplă cu mine. Albastru îmi plăcea dinainte, dar verdele într-adevăr este un lucru wow ca ce pot să-mi placă mie. Rămânem în zona de bijuterii, dar trecem la elemente Pandora. Toată lumea știe că eu iubesc elementele Pandora și magazinul Pandora în general. Prin urmare, atunci când cineva nu știe ce cadou să-mi cumpere, evident se duce și cumpără ceva de la Pandora. Așa că haideți să-i dăm drumul și să vă arăt ce am primit. În primul rând vă prezint această cheiță. Cred că se numește cheița încrederii și a dragostei. Mi-am dorit foarte mult cheia aceasta.
îmi place că este cu inimioară și eu colecționez chei, întotdeauna mi-a plăcut foarte mult cheile. În cele ce urmează vă voi arăta elementul meu favorit. Este vorba despre acesta. Dacă observați, este un fulg de nea, iar dedesubt se află o inimioară pe care scrie You Keep Me Warm. Îmi place foarte mult acest element, mai ales că l-am primit de la o persoană pe care o iubesc foarte tare. Și se potrivește foarte bine cu brățara mea, care este cu elemente în zona aceasta de Crăciun. Pentru că tot v-am zis că am făcut o obsesie pentru albastru în ultima vreme, nu puteam să nu primesc și un element în culoarea aceasta. Este vorba despre acesta, care este absolut superb, îmi place foarte mult. L-am văzut la o prietenă și mi-a plăcut și cred că de fiecare dată am zis că o să-mi cumpăr și eu, dar dintr-un motiv sau altul nu mi l-am cumpărat. Așa că m-am bucurat foarte mult când l-am primit cadou de ziua mea. Și cel mai simpatic element pe care l-am primit este acesta cu elefanțel. Nu, nu este șoricel, toată lumea m-a întrebat dacă este un șoricel, dar nu, este un elefanțel cu trompa în sus. Nu știu dacă știți, dar elefanții cu trompa în sus se spune că aduc noroc. Și îmi place că seamănă foarte tare cu Dumbo. Categoria pe care probabil că o așteptați cu toții, și anume cea a cosmeticelor, va începe cu un set pe care l-am primit cadou tot de la colegii mei de birou. Și este vorba despre acest set de la Pupa. Da, este incredibil cât de bine m-au nimerit. Cred că am fost prea vocală asupra faptului că îmi place rozul, pentru că toată lumea mi-a cumpărat lucruri pe rozul, nu știu exact de ce. Cred că ar trebui să încetez să spun că îmi place de mult rozul. Dar această cutiuță scrie Pupa pe ea, Miss Princess, și este un set de baie. Iar înăuntru se găsește o cremă de corp, încă o cremă și o oblinjoară. Îmi plac foarte mult ambalajele, produsele miros foarte frumos, miros a curat, miros a proaspăt. Nu au genul acela de miros sintetic, ceea ce este un lucru bun. Iar cutiuța face toți banii și de-abia aștept să încep să folosesc produsele ca să pot să folosesc cutia în alte scopuri. Anul acesta am primit un nou parfum și este vorba despre Lady Million, un parfum pe care mi l-am dorit foarte tare, care îmi place foarte mult cum miroase, dar pe care nu am avut curajul să îl încerc încă, și asta pentru că eu am rămas destul de constantă în ceea ce privește parfumurile, iar aceasta este o schimbare destul de mare. Dar l-am primit, îmi place foarte mult cu miroase și de-abia aștept să îl folosesc. Tot de la Pupa Milano am primit și un set, este vorba despre acesta, care conține un porfard, un rimel și un tuș stil carioca. Eu de la Pupa am acel tuș lichid pe care îl ador, prin urmare de-abia aștept să încerc un nou tuș. Nu știu dacă o să reușească să-l detroneze totuși pe acela lichid, pentru că are o nuanță mult mai intensă. Dar imediat ce le încerc, vă voi face un review. Și în punguța aceasta magică se găsesc câteva produse cosmetice. Aș vrea să vă arăt această paletă cu farduri de ploape. Sunt nuanțe de roz, evident, mov și auriu. Am și două produse de la NYX. Unul dintre ele este NYX Lingerie în nuanța Bedtime Flirt. Mi l-am dorit foarte tare, a fost pe wishlist-ul meu. L-am încercat, dar trebuie să recunosc că nu sunt foarte încântată. Nuanța nu mi se potrivește, mă face să par foarte palidă. În poze ele par super drăguțe și într-adevăr nuduri. Pentru mine sunt un pic mai închise decât culoarea buzelor mele și cred că de fapt asta este problema. Dar o să încerc să le combin cu altceva, să văd dacă reușesc totul să le port, pentru că îmi plac foarte mult și mi le-am dorit foarte mult și mi-ar părea rău să nu le folosesc. Și tot din gama lingerie am primit și un fard de ploape cu sclipici, este acesta în nuanța Sweet Cloud. Pe acesta încă nu l-am desfăcut, am reușit să nu-l desfac, am rezistat eroic să nu-l desfac, dar în seara asta ghiciți ce am să fac. Da, am să-l desfac. De la brandul New York Color am două produse. Unul este acest creion jumbo, seamănă foarte tare cu creionul de la NYX, acela în nuanța Big Milk. Și sunt tare curioasă dacă este la fel de rezistent. Și tot de la acest brand am și acest creion waterproof în nuanța Blue Navy sau ceva de genul ăsta. Pentru că s-a deschis un nou magazin NYX în București, și anume în Park Lake, normal că toată lumea trebuie să se ducă acolo și să încerce să-mi cumpere ceva. Prin urmare, am această cutiuță plină de bunătăți de la NYX. Și îmi place foarte, foarte mult cutia, din păcate face foarte multă gălăgie. Și aici găsim 3 produse.
În primul rând, o paletă de ochi în niște culori foarte vibrante. Îmi place foarte tare paleta, sunt niște culori pe care nu le mai am. Prin urmare, o să pot să fac un machiaj în acesta fantezie, de-abia aștept. Vă pregătesc câteva proiecte noi și sunt foarte încântată de el. Apoi am și acest pigment care este un verde khaki și piesa de rezistență este acest ruj de la NYX în nuanța mov, nu știu cum se numește, dar este mov cu sclipici și îmi place foarte mult. Am crezut inițial că este far de ploape, dar nu, este ruj și îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare că e foarte potrivit pentru un machiaj extravagant. Mă simt foarte vinovată pentru următorul produs. Pentru că în videoclipul trecut v-am povestit despre wishlist-ul meu și despre ce produse îmi doresc. Și a fost acolo un produs pe care am spus că nu-l cumpăr, că n-aș vrea totuși să expire și chestii din astea pe care în general le spune vulpea când ajunge la struguri. Da, ghiciți ce. Da, am primit această paletă de la prietenul meu și vreau să îi mulțumesc pe această cale pentru că cred că trebuie să fi fost destul de greu să se fi dus în Sephora, unde sunt în general fete, și să caute Urban Decay și să aleagă una dintre cele trei naked-uri și mai ales o aleagă pe cea care trebuie. Pentru asta îi mulțumesc și mi se pare un gest foarte drăguț din partea lui. Și trebuie să recunosc că mi-a fost extraordinar de greu să nu folosesc această paletă. Pentru că o am deja de o săptămână și bănuiesc că sunteți deja familiarizate cu paleta Naked de la Urban Decay. Deci nu cred că trebuie să vă povestesc prea multe. Culorile sunt superbe, se găsesc o grămadă de tutoriale pe internet de machiaje pe care le poți realiza cu această paletă. Categoria cu numărul 3 este cea a hainelor. Am primit câteva haine foarte drăguțe. În primul rând vreau să vă arăt această cămașă, este de la LC Waikiki și îmi place foarte mult intimeul ei. Este o cămașă simplă cu nasturi, am purtat-o deja fix de ziua mea pentru că pe aceasta am primit-o cu două zile înainte să fie propriu ziua mea. Așa că am purtat-o deja, deci aceasta nu este o uță cu etichetă, dar voiam totul să vi-o arăt. Am primit un pulover negru simplu cu nasturi de la C&A și îmi plac foarte mult acest genuri de pulovere pentru că eu în general port tricou cu mânecă scurtă și deasupra un puloveraj din acesta pe care îl pot da jos. La mine la birou este extrem de cald, prin urmare mi-e foarte greu să mă duc cu pulovere foarte culoare. Tot de la C&A este și acest pulover gri. Îmi place că nu este din lână, este dintr-un material care imită lână, ceea ce este bine pentru că eu am oarecare alergie la lână. Și are acest element extrem de interesant aici, ceea ce e foarte important pentru că în general dimineața nu am timp să-mi pun 100 de accesorii. Așa că genul acesta de pulovere mă ajută foarte, foarte mult să nu trebuiască decât să-mi pun o brățară și cu asta basta să nu mai îmi pun și lanț sau ceva în parte. Următoarea categorie este cea a produselor diverse. În primul rând este această cutie de bijuterii în care poți să-ți pui bijuterii și ceea ce mi se pare foarte drăguț că aici, tocmai ce a zburat, sunt hârtiuțe, sunt postituri din acestea pe care pot să scrii diverse lucruri. O să o iau la birou și după ce voi termina toate postiturile, cu siguranță o voi aduce acasă și îmi voi ține accesoriile în ea. Dar până atunci mi se pare că o să fie foarte drăguță și foarte colorată și bună! Am primit acest arici super drăguț de pluș, care încă nu are nume. Așa că o să vă rog să-mi spuneți în comentarii cum ar trebui să botez acest. Și ultima categorie despre care aș vrea să vorbesc este cea a electronicelor și a electrocasnicelor. Da, am primit și în această categorie câteva lucruri pe care bineînțeles că vi le voi arăta. Fenul meu s-a stricat, din păcate. Așa că mama a fost super drăguță să-mi cumpere un nou fen. Și este acesta de la Remington și este din ediția de iarnă, e albastru cu steluțe albastre. Albastru cu steluțe albastre? Da, este albastru deschis cu steluțe blumarin. Și mi se pare foarte Christmassy și îmi place foarte, foarte mult, mai ales că v-am spus că aveam nevoie. Și din aceeași colecție cu fenul am primit și un ondulator. Îmi place foarte mult să-mi fac bucle și până acum nu am avut un ondulator, încercam să-mi le fac cu placa, dar nu ieșeau la fel. Așa că am primit acest ondulator care este tot ediție de Crăciun, tot pe nuanțe de albastru. Și următorul produs o să fie foarte important și pentru voi și anume am primit o nouă cameră.
Este vorba despre aceasta. Nu vi-o pot arăta pentru că ghiciți ce filmez cu ea. Mi-am dorit foarte mult ca videoclipurile mele să devină mai calitative, ca imaginea să fie mult mai bună. Din păcate nu filmez la lumină naturală pentru că, v-am spus, este destul de târziu, nu am timp în timpul zilei să filmez. Dar am încercat să fac să fie mai multă lumină și de asemenea am primit și un trepied, pentru că până acum îmi țineam camera pe ca un fel de scaunel pe care de obicei încercam mouse să se urce în timp ce filmam. Acum este cu minte aici lângă mine, nu-i se pare interesant trepiedul meu. Acestea au fost toate cadourile pe care le-am primit de ziua mea. Sunt foarte recunoscătoare pentru toate și îmi dau seama că într-adevăr am oameni lângă mine care mă iubesc și vreau să îi salut pe toți și să le mulțumesc că au fost lângă mine într-o zi atât de importantă. Iar pe voi v-am pupat, sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de like, share, subscribe și de toate lucrurile alea minunate și frumoase care știți cât de mult mă ajută. Până data viitoare v-am pupat, pa!